Capitolul 13. Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit și a luat seama. Ce știți voi, știu și eu. Nu sunt mai pe jos decât voi. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doftori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat! Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi, dacă în ascuns nu lucrați decât părtinindu-L pe El. Nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi. Păririle voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmplă-mi să ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. Ascultați! Ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iată-mă, sunt gata să-mi apăr pricina, căci știu că am dreptate. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor. Numai două lucruri fă-mi și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai turbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde, sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Câte fără de legi și păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce îți ascunzi fața și mă iei drept vrășmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să mă pedepsești pentru greșeli din tinereță? Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de molini?